Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, lansează noi acuzații la adresa procurorului general Alexander Stoianoglo. Potrivit lui, soția lui Stoianoglo ar fi beneficiar final al două companii ucrainești deținute de Vyacheslav Platon. Informațiile au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit lui Morari, aceste date ar demonstra legătura dintre Platon și Stoianoglo și explică decizia procurorului general de a solicita revizuirea dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Atât Stoianoglo cât și Platon resping acuzațiile și spun că datele prezentate de Morari privind beneficiarul final al companiilor ar fi fost modificate intenționat în data de 5 ianuarie și introduse în registrul persoanelor juridice din țara vecină. Legătura respectivă a soției procurorului general, Alexandru Stoianoglo, cu oamenii din anturajul lui Platon Vyacheslav și Platon Vyacheslav propriu-zis, argumentează sau scot în veleag de ce se urgentează examinarea dosarului de revizuire a lui Vyacheslav Platon. Viorel Morari susține că informația provine din baza de date a Ministerului Justiției din Ucraina. Prima companie vizată ar fi Get Business Limited, înregistrată în septembrie 2009. Fondatorul, sau cel care a inițiat înregistrarea, Platon Vyacheslav Nicolaevici, cetățean a Republicii Moldova, și informația despre beneficiar, efectiv, din nou stă Curdova Cvetana, Moldova, rezultă, după mine, legătura lui Platon și soția procurorului general, Jet Business Limited, cota de participare 0, transmite nominală către Asset Broker, numărul de acțiuni 186.768, cota de participație 3,75% de acțiuni de la Moldincom Bank. Potrivit lui Morar și compania Verloc Development Inc. ar fi deținută de Platon, iar beneficiarul final ar fi soția procurorului general. Și acest agent economic, cota de participare în Moldincom Bank deținea de 4,5%. Asta este din decizia care este publică, plasată pe site-ul Curții Supreme de Justiție. Într-un comunicat de presă, procurorul general a respins acuzațiile grave care îi se aduc. Potrivit lui, prin aceste învinuiri se încearcă acreditarea ideii că ar avea vreo tangență cu anumite companii delicte afiliate unui figurant pe anumite dosare. Totodată, potrivit informațiilor operative obținute de la partea ucraineană, în 5 ianuarie 2021, într-un birou notarial de la Kiev, persoane deocamdată neidentificate ar fi făcut modificări în registrul companiilor, astfel încât, peste noapte, beneficiar final al acestor firme să figureze soția procurorului general. La câteva ore după declarațiile lui Morari, în fața presiei a ieșit și Vyacheslav Platon. Acesta a declarat că s-a adresat structurilor de drept din Ucraina pentru a investiga modul în care au fost modificate datele privind beneficiarul final al companiilor. Я обратился в Государственное бюро расследований Украины с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, которые 05 января 2021 года в 16:07 без моего ведома и согласия внесли изменения в государственный реестр юридических лиц Украины. Сделаны с единственной целью – дискредитации Генеральной прокуратуры и меня в том числе. În iunie 2020, Vyacheslav Platon a fost eliberat din închisoare după 4 ani de detenție. Hotărârea a fost luată în baza demersului procurorului general Alexander Stoianoglo. Ulterior, Procuratura Generală a transmis un comunicat de presă prin care anunța că rejudecarea dosarului penal în care Platon a primit 18 ani de pușcărie va avea loc în baza probelor anterior acumulate, dar în cadrul unui proces judiciar transparent. În aprilie 2017, Vyacheslav Platon a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru escrocherie, spălare de bani și corupere activă în cazul BEM. Recent, procurorul general Alexander Stoianoglo a anunțat că vrea revizuirea dosarului deoarece consideră că Platon a fost condamnat ilegal. Viorel Morari a fost suspendat din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție la începutul anului trecut, până la adoptarea unui verdict în dosarul care i-a fost deschis. Acesta este cercetat pentru abuz în serviciu și fals în acte publice.